Victor Ciutacu, umilință maximă pentru Mihai Morar. Ai zgârmat prin rahat și lenjerii. Cum s-au curentat cei doi Victor Ciutacu l-a umilit pe Mihai Morar într-un mesaj postat pe rețelele de socializare. Scandalul ar fi pornit de la o postare făcută de moderatorul podcastului Fain și Simplu, care a fost deranjat de faptul că una dintre conferințele sale a fost preluată de colegii prezentatorului. Dar sursa nu a fost citată. Concret, în emisiunea moderată de Victor Ciutacu a apărut o secvență cu preotul Vasile Ioana din podcastul lui Morar, însă sursa nu a fost vizibilă. După difuzare, omul de radio a declarat că jurnaliștii nu au avut deloc respect și demnitate față de munca de zile întrece a unei echipe. Victor Ciutacu nu a stat deloc pe gânduri și a răspuns acuzațiilor în același fel, printr-un mesaj. Mihăiță, hai să o lămurim și să o reglăm bărbătește, podcastul tău a fost inițial citat. Din nefericire, însă, din cauza că fragmentul a fost difuzat în fereastră, nu în full, cum ar fi trebuit, nu s-a mai văzut, ceea ce nu ne scuză neatenția și superficialitatea. În plus, dacă voia cineva să te ascundă și să-ți dea jos lauri de pe frunte, te tăia la montaj, dar n-a făcut-o nimeni. Ai apărut, așadar, în prime time, pe postul de știri cu cea mai mare audiență. Ar trebui, dacă ai avea conștiința adevăratei tale poziții în ierarhia valorilor, să fie o onoare pentru tine să faci capturi, să le printezi și să le înrămezi am ales să difuzez bucata aia de podcast din două motive. Unul la mână, faptul în sine că un pop o umple, cu bilete tăiate la intrare, Ateneul român e o știre în sine. Doi la mână, Vasile Ioana, pe care îl cunosc de pe vremea când tu săreai liniile de tramvai la oraș, să nu te curenteze, chiar a spus lucruri mișto, cum a făcut-o și când cu referendumul pentru familie. Nu mă amintesc că atunci să-ți fi stârnit vreun interes, mie da. Dacă nu doreai să fi preluat, ceea ce mă îndoiesc, având în vedere cât de ahtiat după popularitate ieftină ești, tu ne-ai restricții de copaierit. A scris Victor Ciutacu un online Victor Ciutacu a mai subliniat că Mihai Morar ar fi trebuit să-i dea un telefon, iar situația s-ar fi rezolvat imediat prezentatorul de la România TV nu a uitat nici de perioada în care au fost colegi la același post, iar Mihai Morar făcea emisiuni de înaltă ținută cu Adelina Pestrițu și cu eminente intelectuale gen Bianca Drăgușanu invitate. Dacă te țin bretelele și ai ceva de reproșat sau de demonstrat, răfuiește-te cu mine, sunt băiat mare. Nu-mi jigni colegii. Oricare dintre ei e profesional la ani lumină distanță de tine, nu în favoarea ta, a continuat vedeta de la România TV. În final, Victor Ciutacu a încheiat spunând despre Mihai Morar că încearcă de ceva timp să le arate oamenilor o altă față. După ce ani la rând a zgârmat la propriu prin rahat și lenjerii, te-ai rebranduit în pere financiar al doctorilor și popilor celebri și bei pe bani, suc de aronia pe Facebook nu te face automat siarist. Păstrează-ți statutul de salt în te prinde mai bine.